când vine vorba despre gătit, toată lumea are sfaturi. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Eu, Adriana Ochișanu, nu vin să vă învăț cum și ce să gătiți. Vă îndemn doar să fiți deschiși pentru experiențe noi și să vă delectați cu gusturi și arome delicioase. Să înceapă isprava culinară! Îmi place să gătesc din produse proaspete și de calitate. La Linela le găsesc pe toate și aproape de casa mea. Lămâie, grapefruit, zahăr unt, lapte, zahăr vanilat, făină macfa, ouă. Interesant! Și mergem acum să luăm lapte. Uite aici laptele. Este. Și mergem să luăm ouă. Uite și zahărul nostru. Așa, făina. Macfa. Este. Cumpăr calitate autohtonă de la Linela. Prieteni ard de nerăbdare, să începem să gătim rețeta propusă de partenerul nostru Linela. Dar nu voi sta la bucătărie de una singură. Astăzi, oaspete special în bucătăria mea este Jan Raiburg. Bună ziua! Bună ziua! Și bine ai venit! Bine te-am găsit eu și sunt bucuros că suntem împreună astăzi. Deci, îți voi explica regula emisiunii noastre. Dar până începe, vreau să-mi spui, uite, în fața ta sunt ingredientele, cam despre ce rețetă este vorba și ce vom găti noi astăzi. Este o ghicitoare de-a mea. Eu înțeleg că e ghicitoare, eu înțeleg. Când femeia ceva întreabă, trebuie să gândești bine. Tot ce văd eu aici, mi-e greu de spus de la început ce poate să fie. Eu văd vreo trei feluri de mâncare, tot ce aici pe masă. Lămâie merge acolo. Asta e grapefruit, nu? Asta este grapefruit. Hai că nu te chinui. Astăzi, împreună, cu ajutorul tău, desigur, vom găti o budincă de citrice. Pentru asta avem nevoie de făină, macfa, de un grapefruit, lămâie, lapte, ouă, zahăr, zahăr vanilat și unt. Uite, sunt niște ingrediente foarte simple. Ne apucăm de treabă? Eu cred că ce da, zice? Ne apucăm. Eu n-am încotro deja, am înțeles. A, așa. Ne apucăm, da. Hai să ne apucăm de treabă. Ia uite aici, șorțul. Oh. Așa, ți-l pui. Când ultima dată ai stat la bucătărie? Ultima dată eu am pregătit ceva. Deja au trecut niște ani de zile. Special am cumpărat tot ce îmi trebuia mie. N-am citit eu nici dintr-o carte, că se întâmplă multe cărți, sunt de culinarie, da? Dar am făcut eu o mâncare gustoasă și așteptam soția mea, care era la servici și m-am pregătit tot, am ce pus farfurii, da, tot a fost frumos, așteptam, când am văzut, deja gata, se deschide ușa, ea a intrat și prima ce eu am văzut, eu credeam că o să spună, oh, ce asta, dar ea a spus așa, ce asta miros așa de... Eu zic, eu am făcut special. Unde am auzit din partea ei. Ție nu-ți place cum gătesc eu? Și cu asta s-a terminat toată povestea ca bucătar. Când soțul deja ceva face, sau bărbat, mă rog. Asta înseamnă deja el vrea să facă. Că nu așa că cineva a spus comanda. Poc, fas și el face. Eu am făcut asta trebuie să vină de la suflet, sine, din suflet. Da, exact. Să luăm tableta și să citim rețeta de pe Linela. .md. Deci, astăzi noi vom prepara o budincă de citrice. Avem nevoie să decojim lămâia și grapefruitul și să le tăiem felii și să călim în unt. Aluatul vom face din ouă, făină macfa, zahăr și zahăr vanilat. Este foarte simplu. Pentru tine poate și simplu. Ce zici, ne descurcăm? Numai așa, încercarea e un lucru bun. Exact, încercarea vine în are și eu pentru prima dată împreună cu tine vom prepara această rețetă. Eu propun să mă ajut să decojim fructul și
Lămâie. Așa, vă ajut și eu, vedeți? Jumătate tu, jumătate eu. Mai bine să faci tu singură totuși, să mă uit eu, dar dacă mi-ai spus să fac... Facem. Fac. Domnul Ioan a stărăit foarte mulți ani în New York. Da, da. Și sunt foarte curioasă... Dar asta n-am făcut niciodată. Să aflu ce produse autohtone v-au lipsit. Acolo este da. De toate, ce vrei. Sarmalele se pregăteau în restaurantul dumneavoastră, pentru că știu că aveți un restaurant acolo. Restaurantul, da. Așa se întrebuia, să am un restaurant cu denumirea Transilvania și multul lume m-a întrebat de ce Transilvania, că așa s-a întâmplat că americanii afară de Transilvania și Dracula, ei nu știu, nu știu de Moldova deloc nimic. Poate și acum știu, dar au trecut timp. Odată am întrebat eu pe cineva, cineva m-a întrebat pe mine, de unde sunteți? Eu zic, eu din Republica Moldova, știți unde? Mi-a zis, da, asta e granița cu Africa de Sud. Eu am înțeles că eu arăt deja ca din Africa venit. Altul mi-a spus că asta e granița cu Finlanda. Și v-au supărat cuvintele acelea? Nu, deloc, nu, că ei nu știu. Pur și simplu nu știu. Haideți să, tăiem fructele noastre. Asta înseamnă așa bucățele mici? Sau cum? Nu, haideți, eu am să vă arăt cum. Aha, da. Așa, le tăiem în jumătate și după aia uite așa. Am înțeles. Uite așa. Bine. Okay, Dumnezeu, dar cum a venit ideea asta să deschideți un restaurant în New York? Asta nu ideea era. Asta era deja... Eu n-am avut încotro, că dintr-o parte multă lume crede că acolo tot e ușor și din rubinet curge lapte sau șampanie. Și care era meniul? Meniul... Erau sarmale, plăcinte. Da, 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 da. În primul loc, denumirea Transilvania deja spune ceva că totuși asta ceva era bucătăria. Da, bucuria era românească, erau și sarmale și mici și cărnăciori. Zeamă și borș. Și nu, ei zeamă, nu știu, ei știu ciorbă. Ciorbă de burtă, ciorbă de văcuță, ciorbă de fasole. Și aveați bucătar român sau moldovean de la noi? Nu, nu, erau bucătar român și nu numai unul. Eu am schimbat pe dânșii că fiecare dintre ei era un bucătar extra clas, dar după ce că pregăteam mâncarea, eu înțelegeam. Unul chiar mi-a spus, zici că el a fost bucătar lui Ceaușescu, asta nu înseamnă deloc nimic. Tot ce a pregătit el, mirajele de Ceaușescu, care deja nu era în viață. Foarte interesant. Interesant era de la început. Dar când veneau americanii, ce mai mult preferau să comandă? Ei mânca mâncarea românească, că totuși ei știau că ei au venit într-un club de noapte, că asta se numea Night Club, e un club de noapte românesc. Le-am feliat. Haideți acum să le punem în tigaie și să le călim. Ok, bine. Cât de dificil v-a fost să luați această decizie și să plecați peste hotare? Erau momente când muzica deja aproape, eu am simțit că nu trebuie să te nemănui. Toate piesele care am scris eu asta înainte... Asta în anii 90. Asta în anii... tot în anii 80. În anii 80. Da. Și de asta... Eu, pentru mine, muzica era terminată, așa cum eu am venit, eu înțelegeam că eu trebuie să schimb ceva, și viața, și profesia, și mă rog, aproape 9 ani de zile eu nu m-am ocupat cu muzica deloc. Că eu înțelegeam că eu trebuie ceva alt să fac, că muzica care noi aici scriem, care noi cântăm, chiar și pentru tineretul, că ei cred că toți acum sunt americani. Asta nu e adevărat. Ați dorit asta ca adevărat. Și orice om un viitor mai bun, o viață mai bună? Exact așa, și exact așa. Cel mai mic s-a născut. În America. Nu, ei s-au născut aici, dar fiindu-se că erau mici. Au crescut acolo și cred că ei deja, cu mentalitatea lor, deja sunt mai mult americani. Da. Asta e normal. Dar ei sunt pe loc aici, lângă dumneavoastră, în Moldova, sau nu, sunt acolo? Nu, eu am aici, am o bucurie mare, aici am un nepoțel. Vai, ce frumos! Și acum, eu mă simt acum altfel, nu așa cum când eu eram tânăr. Uite acum, domnul Ian, uite acum călim fructele. Povestiți-mi puțin despre nepoțelul dumneavoastră. Toată lumea spune că el seamănă cu mine, dar eu n-am nicio legătură cu mama lui. Dar seamănă cu mine, dar se întâmplă așa, peste o generație, copiii seamănă cu bunici. Și asta pe mine mă bucură tare, el e foarte dulce, e foarte... simpatic, eu cred că și eu când am fost mitit, el era mai simpatic, dar asta și este bucuria noastră, dar
Tata lui a fost aici, acum a plecat în Los Angeles. Alt fecior, el e designer și a lucrat foarte mult, a lucrat în diferite companii mari. A lucrat mult și în Italia, în Ferența, pe dânsul a invitat Roberto Cavalli, dacă știi, așa, un designer. A lucrat acolo după ce a plecat cred în America. Cred că orice părinte se bucură atunci când exact copiii așa, au realizat exact frumoase. Așa, cred că este o mândrie pentru dumneavoastră. Da, exact, ai dreptate că tu te bucuri, dar sunt momente și nu așa de plăcute, că, mă rog, asta este viața. Acum o să batem 3 ouă cu 3 linguri de zahăr. Eu pun toate ingredientele, dumneavoastră le bateți. Mm-hmm. Așa. Mă las influențată de simțul meu și niciodată nu pun ca la carte, eu pun de la mine mai mult. Hai, nu punem trei linguri, vreo 4-5 linguri las să fie. Cum spui tu așa? Așa. 1, 2, 3, 4, 5. Vă place? Vă place să mâncați dulce? Îmi place dulce, dar n-am voie. Soția îmi spune că să nu mănânci mult dulce, dar eu mănânc când ea doarme. Păi știm că soția dumneavoastră este medic pentru că da. De aia are grijă de, și de sănătatea să fac eu, dumneavoastră. Da, le bateți, le bateți, le bateți până se va face o masă așa omogenă. Am înțeles. Și când se va topi zahărul, vom adăuga laptele. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Să dăm puțin mai tare focul. Și să vedem, să ne vedem de treabă mai departe. Dar eu m-am făcut așa de serios că eu mă uit când se topește zahărul. Dacă tot vorbim despre gusturi, da. Eu știu că vă place foarte mult cartofii prăjiți. Cartofi prăjiți. Ce preferați să mâncați cartofii prăjiți? Cu pârjoale. Cu pârjoale. Da. Eu pot să mănânc de trei ori pe zi. Dar murături? Și murături, da. Și mie îmi plac... Murături moldovenești, nu bubonele. Dar roșii să fie, roșii, roșii. Varză să fie, varză, varză. Cum eu țin minte, așa, din copilărie mea. Acum aproape nu există. Dar să știți că la Linela puteți găsi foarte multe murături foarte delicioase. Bine, am să știu, numai decât am să trec. Și am să gust, că eu sunt un om pretențios. Și eu la fel. Eu și eu gustul sunt care nu-mi place eu niciodată. Nu mănânc, dar sper că... Sper că... Dar în America puneați murături. Numai decât. Eu, foarte scurt, o mică istorie. Odată mergeam cu mașina, m-am oprit eu la un semafor, asta a fost New York, și văd, merge un domn cu două găleți. Ah. Și m-am uitat la dânsul și zic, măi, dar el seamănă cu un prieten de-al meu din Chișinău. Și eu am deschis fereastra și am chemat pe dânsul. Când mă uit, el se uită la mine. Eu m-am oprit, ne-am întâlnit, ne-am îmbrățișat, că nu ne-am văzut niște ani. El a plecat înaintea mea încă. Și eu zic, ce faci tu? Zici că eu mă duc la toate magazinele și propun murături. Acolo într-o găleată era castravet și într-o găleată era roșie. Dar asta nu e glumă, asta nu e bancă, asta e adevăr. Să nu vorbesc mult, o trecut puțin timp. Omul ăsta, acum, are o fabrică mare, unde lucrează, eu nu știu, vreo 50-60 de oameni, și murături de varză, de castraveți, de roșii, de harbuș mariochi. Și merg prin America, merg mașini, mari camioane, și unde e scris Moldova. Am și o întrebare. Da. Unde preferați să faceți cumpărăturile? De la piață sau de la magazin? Mai mult? Împreună cu soția, desigur. La mine... Eu vreau să vă spun. Cred că soția nu supără, dar toate cumpărături fac eu. Eu mai ales că eu știu tot ce nu ne ajunge. Dacă se termină cartofi sau ceapă sau, mă rog, și niște... cu lista? Cu lista vă duci la cumpărături? Nu. Toată lista în cap. Vai, ce frumos, pentru că... încă n-am scleros, dar... Un bărbat adevărat. Eu nu știu, tu acum îmi faci reclamă. Vorbesc, nu vă fac nicio publicitate, nicio reclamă, vă spun adevărul, pentru că eu am văzut la magazine bărbați, soți, care au listă. Nu. Ia hai să vedem. Eu nu știu, normal sau că... Și am și eu o întrebare. Da. Și sunt foarte curioasă. Da. Ce găsim în frigiderul lui Jan Raiborg? Carne. Și mie îmi place carnea. Și carne și altceva? Știi, salamură, nu? Știi, dimineața sau seara să nu mănânci ceva, să te umfli. Legume aveți? Legume am chiar și ulei.
nerafinat, care îmi place din copilărie. Îmi place. Da. E dar noi ce facem? Dulciuri. Noi acum preparăm o budingă de citrice și este dar un desert. Dar cred că în Liniela găsim de toate. Și acum chiar s-a topit zahărul. Adăugăm acum laptele. Da. Așa, adăugăm laptele și mai batem un minut. Uite așa. Ok, bine, hai să bat eu. Domnian, haideți că eu am treabă acolo la bine, 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 nicio problemă. Tigaie. Dar tot ce depinde de mâncare, eu fără o bucățică de carne, asta înseamnă eu. Și după eu ce se va omogeniza masa noastră, vom pune toată făina macfa în... Tot de aici? Da, în bol. Și cum vă gătește carnea, soția? Fiartă, prăjită, orice carne coaptă. Pentru mine e mâncare. Punem, da? Se pare dificilă rețeta noastră? Eu nu știu ce să punem și făina. Hai să punem făina. Făină. Da. Uite, cam un stava noastră cu unt. Da. Așa. Și urmează acum fructele noastre, le punem în tavă. Eu cred că dacă eu aș băga două degete în priză, aș fi mai repijor așa. Dar... Dar oricum, faceți treabă bună, domnule. Ce făceam eu fără dumneavoastră? Păi, fără mine poate să fi mai ușor. Dar eu și încerc de fapt, ce făceam eu noi din... fără muzica lui Ian Raibur? Ei, fără muzică. Ce făceam? Pentru că eu fiind copil eu vreau să spun, dacă ți plac măcar niște melodii scrise de mine, eu deja sunt bucuros, fericit. Mi-e plac foarte. Uite-te, dar... noi cu tine ne-am întâlnit de multe ori, dar prima dată ne-am întâlnit în acum. Bucătărie. În bucătărie. Niciodată n-am colaborat, nici nimic n-am scris să eu vedem. Pentru tine, dar nimic n-ai cântat. V-am zis eu că vreau neapărat. O melodie știi, cuvântul pentru bărbat e foarte important. Vreau să, și pot, asta e diferența mare. Dragi telespectatori, da. Vedeți ce se întâmplă aici în platou? Numai mâna pe inimă. În curând, în repertoriul Adrian Iochișanu, veți auzi o nouă piesă semnat Ian Raiburg. Toată lumea a văzut și auzit, da? Da. Uite că este gata aluatul nostru. Hai să-l turnăm peste masa obținută din... fructele noastre. Uite. Aș fi frumos dacă aș fi carne, da? Și niște roșii așa să fie pus. Hai că astăzi fără carne. Astăzi, domnul Ian, fără carne. Hai, ajutați-mă. Îmi ce? Deschideți, vă rog frumos, cuptorul. Am deschis. Așa. Și hai să-l băgăm la cuptor. Da. La 180 de grade. Până se gătește budinga noastră, da. Haideți să povestim telespectatorilor noștri. Vreau spravă de-a lui Ian Raiburg. Ceva care te-a făcut să crezi că o șansă vine pe neașteptate? Asta nu că e o șansă, încă o dată eu povestesc tot ce e legat cu Statele Unite, dar eu am cumpărat o mașină, că înainte erau mai tânăr și aveam mașini sportive. Și am cumpărat o mașină foarte frumoasă, sportivă și mai departe. Cu mașina asta am mers o săptămână și mi-am furat mașina. Acolo tot se fură. Dar unde unica, nu se fură. Nu, dar unica care este diferența, că acolo... tu, fără asigurare, nu poți să mergi cu mașina, nici nu poți să cumperi. Uh-huh. Și când mi-au furat mașina, eu credeam că eu am uitat în ce loc. Mă rog, mașina era furată. Compania de asigurare care eu am telefonat după ce am venit acolo și am scris, peste o perioadă, într-o lună de zile, ei caută și dacă într-o lună de zile nu găsesc, asta înseamnă îți plătesc bani. Uh-huh. Și nu au găsit mașina și mi-au plătit bani. Dar mi-a plătit mai mult decât eu am cumpărat mașina asta. Că există așa o carte, se numește Kelly Book, în Statele Unite, unde sunt prețurile mașinii și anul producției. Și la mine tot ce era scris, eu am cumpărat mai ieftin, dar ei mi-au plătit cartea aceea. Și asta înseamnă, eu am avut undeva aproape $2,000 mai mult mi-au plătit și eu eram foarte bucuros să am cumpărat altă mașină cu 2000. Asta a fost într-o secundă, eu eram foarte... Și cred că v-a ajuns și de bicicletă. Să luați, să vă luați o mașină nouă și o bicicletă. Bicicleta asta în China să plimbă cu bicicleta, acolo e greu. Apropo, am vrut să vă întreb, domnule Ian, ce calități apreciați la moldovenii noștri? Oamenii sunt, eu vorbesc așa, ce știu eu și ce țin minte eu. Poate și că acum ceva s-a schimbat. Dar totuși moldovanul în viața a fost un om harnic în primul loc. A fost liniștit. Prieteni, au trecut 15 minute și sunt foarte curioasă să văd ce ne-a ieșit, domnian, ce ziceți? Merită budinca noastră o încântare. Apoi nunta fără muzică, da. Nu e niciodată. Hai să vedem. Vino la mama. Muzică, vino la mama. Fără apă.
Hai cu toții să ciocnim un pahar cu vine, să trăiască oameni bune, să ne înveselim. Oh. Așa. Așa e. Dar e frumos. Ia uite, e frumos. Chiar și nu-i carne, dar e frumos. Dar și fără carne, eu cred că ne-a ieșit ceva bun și delicios. Eu cred că da, dar asta după carne trebuie să mâncăm. Hai să urnăm. Da. Eu propun. Hai să gustăm. Hai să, nu să gustăm, să urnăm și după aia o gustăm. Una așa, o felie de grapefruit, o felie de lămâie, o felie de grapefruit. Ia uite. O felie de lămâie. O felie de grapefruit. Ce o felie de lămâie? Așa. Și lămâie. Și lămâie. Dar lămâia asta unde? Deja nu încape aici. Încape, o punem acolo. Da, punem de la început grapefruit. Haideți. Puneți-o așa. Iată. Iată. Luna, luna, luna. Nostalgia va pleca. Va pleca pentru totdeauna nostalgia. Da. Pentru că... Mai ales că așa e de frumos. Pentru că ne-a ieșit într-adevăr o budincă. Dar mi-e jale acum să stricăm. Să stricăm capodopera noastră. Nu, hai să gustăm, pentru că am muncit foarte mult împreună și trebuie să gustăm și să vedem ce a ieșit. Asta tu ai muncit, eu mai mult am vorbit. Nu, cu ajutorul dumneavoastră am făcut budinca. Ia să vedem ce a ieșit. Ce ziceți? E foarte gustos. Dragi telespectatori, gustos, chiar și gustos. Domnul Ian, eu cred că ne-am isprăvit cu brio și de la partenerul nostru, Linela și Macva, vin pentru dumneavoastră cu un premiu. Ah. Să le folosiți cu plăcere și vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de isprava noastră culinară. Eu îți mulțumesc și pentru invitație. Mulțumesc lui compania Linela pentru cadou, că n-am așteptat. Eu n-am venit pentru cadou, dar dacă cadou este, asta înseamnă și eu, mai ales soția, o să fie foarte fericită. Sărut mâna! Cu mare drag! Dragi prieteni, atât pentru astăzi și nu ezitați să experimentați în bucătărie și desigur să deschideți ușa ispravei culinare. Pe curând!